Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Dortmund. Nebunia continuă. Cea mai faină carieră, poate, da sau nu, vă ce spuneți. Bun, înainte de toate, vă mulțumesc tuturor care mă susțineți prin apăsarea butonului de like și subscribe. Mulțumesc tare mult. Deci, hai să trecem la treabă. Mi-a făcut ideile așa ce și cum și cum să vom face. Totodată, desigur, un prim transfer a fost făcut. A venit Koscielny la noi la echipă. Deja apărarea se simte așa mai solidă. Este mai hardcore acum în apărare cu această nouă achiziție pe gratis, Koscielny, desigur. Îl vedem aici pe Dembele, 3 goluri, Dumnezeule, în forță Dembele. Totodată am găsit și niște jucători care mi s-au părut destul de interesanți, așa semi-zis, parcă ar fi cea regenuri. Le-am dat un picuț de scout, să vedem acolo ce desigur decide omul nostru, că aici la scouting, aici este un portar, mă rog, ăsta poate că e haos, mai degrabă lăs în pace. Așa, direct în scouting. Și desigur mai era aici un apărător care mi se pare foarte interesant, este acest Axel Abergel, care vedem aici că deja are niște statistici foarte fine, are strength, are jumping, are aggression, are sprint speed și desigur are niște statistici absolut impecabile pentru un jucător de 19 ani, deci direct o să mă și vin aici desigur să-i ofer contractul, vreau să-i dau sign, așa, nu știu exact a cui regen poate fi acesta, dar are niște statistici foarte fine, ce mai contează, atâta contează, doar să fie epic. Și este. Bun, hai să mai vedem, desigur o să mă axez de acum, desigur să iau un portar. Avem aici o primă ofertă pentru acest Eric Durm, care a fost împrumutat la cei de la Young Boys pentru un sezon și acum desigur este momentul ca el să-și ia zborul. Vedem aici pe Axel, da, normal că acceptă. Avem aici un al doilea transfer după Koscielny, este Axel Abergel. Abergel, cu L, nu cu... Na, mă rog, ce contează. Bun, așa, să vedem aici, văd că ăștia mai au încă băieți de ăștia, așa, să-mi trimită la academie. Na, bă, vezi mă, că încă se caută juniori. Bun, desigur, și am zis că vreau neapărat să-mi caut un portar. Da, într-adevăr, am zis că îmi caut un portar, vreau un portar mult mai bun decât este Burki. Încă sunt aici la decizii. Hai să vă arăt și vouă și să vedem. O opțiune foarte clară este Oblak, am văzut cât de bine joacă Oblak, am văzut cât de bine evoluează. Deja are 88 overall aici la Atletico. Vedem aici statisticile sale, sunt absolut incredibil de bune, mai ales pe handling, Dumnezeule, și acolo pe positioning. După aia este Leno, care față de Oblak este mai bun, un pic la diving, mai slab la kicking, mai slab la positioning, la handling este mai slab, dar are iarăși pe reflexe și mi-am trebuie pe reflexe, positioning și diving. Deci aș putea zice că un fel de două feluri cu ăștia doi. Este după aceea Karius, care și ăsta ar mai trebui să mai evolueze un punct, dacă nu mă înșel. Are mai slab la positioning și asta nu-mi place la Karius cu positioning-ul, dar are foarte bune la reflexe, are niște statistici foarte bune la reflexe și la kicking, dar acel positioning. Și totodată este marea surpriză a zonei, este acest Rulli, adică te-am văzut și pe internet, este cotat foarte bine acest Rulli pe diving, pe positioning, pe reflexe. Practic este omul de care am avea nevoie acest Rulli, că are exact ce trebuie. Ia, vedem că aici 85 la diving e chiar pe sistem, hai că pe Karius poți să-l și scot de aici. Așa, și facem între aceștia 3. Pe kicking nu-mi pasă, pe positioning e mai bun Leno, e mai bun Oblak. Reflex 86, aici la egalitate cu Leno. Chestia este că omul acesta, Rulli, se luptă cu acești doi jucători mari, Leno și Oblak, dar practic el este mai ieftin. Da, o să fie greu aici de ales, dar cred că m-aș duce pe Oblak. Am ucis sigur, ești sigur, nu? Așa, văd că ei doresc aici o avere pe el, eu îl ofer aici pe Burki, că totuși să nu-i las cu ochii în soare, și 30 de milioane plus Burki ar fi pe la un 55, da, pe la un 55, hai să vedem
dacă li se pare ok oferta mea făcută aici. Avem aici un meci cu Arsenal, totuși grupă grea aici în Asia. Da, mi-e indiferent. Aș de aici două goluri Marco Reus, foarte bine Reus. Așa. Avem aici să urmeze un meci cu City. Opa, Kovalenko, ofertă pentru Kovalenko. Nu-l vând pe Kovalenko. Kovalenko is not for sale, my friend. Chiar vorbind de Kovalenko, hai să-l punem și pe el în echipă să joace și el. Totuși m-am decis să-l vând pe Castro. Am zis că, băi, asta este, trebuie să-l vindem și pe Castro. Hai că-l joc și pe El Ghazi, jucăm și pe El Ghazi aici puțin tel, așa să-mi evolueze și el, numai că ea fix amă când e match greu. Văd că Eric Durm aici un counter offer, ok, hai 9 milioane. Hai 9 milioane, merită omul ăsta. Kovalenko aici transfer offer, da, asta l-am refuzat. Ok, aici match-ul cu City, iarăși zic mi indiferent ce se întâmplă. Ia mă 2-1, Socrates și Royce, foarte bine băieții, tot așa. Oleo, trece timpul și o ofertă de la Barcelona pentru nimeni altul decât Mesut Ozil. Băi, de capul meu, ce ofertă. Ia, stai. Dacă voi mi oferiți, zic și așa, un 100 Ia, bă, s-a blocat. Ba nu, s-a blocat. M-am trebuit că s-a blocat jocul când am pus oferta asta. Bun. Dacă mi oferiți 115 milioane de euro, eu vi-l dau. 115 milioane coaie. Stai să vedem. Că normal că nu vreau să-l vând, dar dacă mi oferă banii aia, eu nu mă supăr. Eu nu mă supăr și cred că nici voi nu vă supărați. Gândiți-vă de banii aia, ce jucător poți să cumperi, Dumnezeule. Bun. Real Madrid, nu știu ce, Atletico Madrid, mă temeam că vor zice nu. Hai mai oferim acolo 3 milioane de parcă ar ajuta cu ceva aia, 3 milioane. Așa, ok, blablauri. Avem aici mai departe în cupa asta. Iau, primim aici ofertă pentru juniorul ăsta, nici nu negociez cu ei, îs de acord, du-te la Barnett. Așa, nici n-am negociat cu ei, ăștia de la Mainz vor veni să negocieze, 9 milioane este, le s-au părut chiar ok. Am și zis că trebuie să accepte prețul respectiv. Păi de capul meu, 3 goluri El Ghazi, hat-trick. Bun, ies din Barcelona, 90, hopa, Barcelona vrea să se joace cu noi. Ok, dă-mi 105 milioane. Pe o zile, hai să vedem, primim atâta pe el oare? Desigur, Oblak aici, greu se va lăsa plecat. Hai că mai degrabă le ofer direct cash, că poate se simte ei mai bine dacă oferim direct bani în mână. 60 de milioane pe un portar, eu spicat în cap deja, serios, spicat în cap dacă ofer atâta pe un portar, dar ce să-i faci, avem nevoie de un portar. Aici cu Everton, marea finală aici în Asia, tot așa cu El Ghazi și Kovalenko vom juca. Ei, 3-1, Royce, Bale și Dembele. Foarte bine, am câștigat și cupa Asiei, de parcă era ceva surprinzător, parcă, na, opa. Atletico acceptă Atletico, v-am zis eu că odată ce le dai banii cash, n-au treabă, doar că ne cam futem toți banii pe un portar. Dar eu zic că portarul ăsta merită fiecare bănuț și am văzut și prin comentarii că și voi mi-ați zis că cumpără-l pe Oblak. Așa că sunt de acord. Barcelona decide că nu ne retragem. Noi prea mult ce ceram eu pe Ozil și știu că ceram prea mult pe el. Și 90 de milioane era o ofertă chiar foarte atractivă pentru el. Ia auzi, Guerrero is very unhappy. Asta e să văd din ce cauze unhappy. Stampic. Dar de ce ești unhappy? My man, de ce ești nefericit, Guerreiro? Ce ți-am făcut eu ție? Ia să vedem, underpaid. Oh, he's feeling underpaid. Oleo, trebuie să ofer alt contract, dar mai întâi asta se refuză oferta celor de la Liverpool. Refuzăm oferta lor. Că ăsta e prea bun, mai trebuie evoluat acest Guerreiro. Aș zicem aici atunci contract, unde e Franța contractele.
Așa, unde ești Gereiro, 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 iată-i, așa, pe 2 ani, 60 și vrei tu, na bine, hai că-ți oferim atâta, dar tă squad rotation, tă squad rotation, my man, așa, hai să vedem, ok, Oblak, se pare că accept Oblak, cel mai mare transfer al nostru, de fapt stai, nu, al, din acest sezon, așa am revenit. Bun, este Jan Oblak, vine aici Oblak la noi la echipă, luăm aici un portar, pot să zic eu, absolut bombă în acest an în FIFA, un portar absolut crimă și pedeapsă. Dacă facem o comparație cu Oblak și desigur Burki, n-ar trebui să facă asemenea comparație. Dar, desigur, vedem aici nebunia nebunilor. La diving văd că e cu un punct peste. La handling e 93 Oblak față de 81. La kicking, la positioning, acolo contează foarte mult. La positioning, Oblak este aproape de 90 și Burke era la 79. Credeți-mă, positioning-ul ăla contează foarte mult. Bun, deci hai să punem atunci oamenii noștri aici înapoi în primul 11, uite-te așa, my man, bun, 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 așa, și acum desigur să-l punem pe transfer list pe nebunul nostru de Burki, n-avem ce face, am decât să păstrez deportare așa mare aici, n-are rost, bun. Așa, toată sezonul se întâmplă o întrebare între Bartra și Bender, că poate că n-ar trebui să-i păstrez pe amândoi, că, na, că s-or bate ăștia cap în cap așa ca doi țapi și nu o să fie tare fain și nu știu pe care să-l vând, că și Bender e foarte bun și, măi, tactician e tot, știe să facă treabă, e agresiv, are puncte, dar na, e cu 2 ani mai în vârstă ca și Bartra, Bartra e un picuț mai rapid ca și el, serios, e greu de ales, seama că văd că și ăsta e tactician. Cred că aș face greșit să-l vând pe Bender, dar și pe Bartra aș face greșit. Mai ales că ăsta cred că evoluează, mă, că sigur evoluează până în 84. Dar cred că îl voi vinde pe Bender. Na, deja sunt mulți în apărare, mai ales că o să avem acel Origen, care sper eu să joace foarte bine, știi, și va evolua și altfel va fi cu el acolo. Așa, și desigur antrenamentele, vedeți că iarăși uit, pur și simplu uit de antrenamente când vine perioada asta de transferuri, eu sunt atent pe transferuri și nu știu ce cum e, dar uit complet, desigur, de cel mai important lucru care este desigur ăsta de antrenamente. Bun, Dembele desigur rupe omul ăsta, rupe tot, crimă și pedapsă acest Dembele. Ceea ce și-mi place mult la el, face treabă, degeaba, face treabă, mă, face treabă. Bun, la evoluări, mai pretențios văd ca anul ăsta. Hai să-l punem atunci pe acest Emre Mor, l-aș pune acolo să mai evolueze pe stamina totuși, având în vedere că pe shooting deja a evoluat. Hai să-l punem pe stamina, așa, la winger El Ghazi și el ar trebui să evolueze. Nu știu dacă pe shooting sau pe ce dracu să te pun, mă. La penalties, oricum n-o să dau cu tine penaltiurile, iarăși la pase n-aș strica, că totuși se știe pe zona aia de winger. Short passing, acolo ceva n-aș strica să înveți, dar totodată... mi-ar trebui aici la stamina, dar văd că nu evoluează la stamina. Hai, lăsăm pe El Ghazi atunci puțin tel și vom evolua pe ăștia mai degrabă, ia pe Zimmerman, care este nebunie absolută. Așa, le evoluăm puțin aici, așa, desigur pe juniorii noștri trebuie neapărat să evoluăm. Așa, pe ce mai avem aici? Pe Babuescu, și el trebuie evoluat desigur, pe hard la... Asta așa să-și facă și stamina. Foarte bine Zimmerman și Babuescu. Așa, midfielder Kovalenko ar fi, sigur, omul nostru care ar trebui evoluat, dar și eu mă gândesc ce dracu să fac cu Kovalenko. Da, într-adevăr, trebuie să am grijă și de regenul nostru, am zis că trebuie să am grijă de el, așa că hai să punem regenul nostru aici să evolueze, că trebuie să evolueze regenul nostru. Încă mă gândesc că cui regen poate fi, poate fi regenul lui Mexes sau ceva, adică totuși e un regen francez. Deci, da, o să fie interesant. Bun, oricum am făcut un transfer mare, acum tot ce trebuie să facem este desigur să așteptăm anumite oferte de la echipe și să vedem desigur ce va fi.
Aici desigur aștept să treacă ambulanță, de-aia vorbesc ca și un idiot. A plecat și ambulanța. Desigur aici Arsenal dorește să-și cumpere un alt apărător, având în vedere că Koscielny a venit la noi la echipă, normal că își caută un nou apărător acolo. Ia să vedem aici statisticile. Trouster, 71, uiuiui, ăsta e bun, mă. Ăla e bun, ăsta e bun, Trouster ăla. 73-93 Marinescu, rupe tot, l-a omolat și Cernat, chiar mă să-l iau pe Cernat, neapărat să-l iau pe Cernat. Ăsta nu știu, parcă n-are parcă zvâcul ăla necesar să-l iau la echipă, dar uitați-vă, mă, toți jucătorii, frate. Incredibil, așa ăsta, acest Hans, ce statistici faine are. Dar Timo Klein, frate, Dumnezeule, 71-91 și omul nostru român cât are? 72-84, asta are 91. Ce rău îmi pare că vreau să iau românul. Bă, nu, i-am mai Cernat. 79-93, pardon, l-am confundat, nici nu știu unde să mă mai uit. Deci, 71-91, 79, e mai bun românul, cât că acest Timo Klein, văd că e mai evoluat, are 60 overall, dar îl mai lăsăm și oricum o să vină, o să chem neapărat un de ăsta de rezervă, stați-vă liniștiți. Măi, Socratis, omul ăsta e foarte bun la noi la echipă, dar nu zic că l-aș vinde, că putem să-i luăm alți apărători mai buni, dar desigur, dacă nu mi se oferă cât vreau eu, cam degeaba îl vând, știi, că... Da, 47 de milioane consider eu că merită Socratis, desigur Real Madrid va refuza și ia să vedem aici despre ce este vorba, despre Bernard, poate să-l cumpere Liverpool, nu mă supăr. Iar așa aici ofertă pentru Socratis, văd că lumea îl caută pe Socratis, înseamnă că vedeți că e jucător de calitate, degeaba Socratis, e jucător de calitate. Fără 50 de milioane eu nu-l vând pe Socratis și gata, punct, și merg mai departe. 40 de milioane este prețul lui Bartra și atunci îl păstrez pe Bender. Așa, 40 de milioane pentru ăla, pac, 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 țaca, țaca. Yo, Ziacup, ai mă, la Manchester City pentru 41 de milioane. Ai, și vreau să le iau eu pe Ziacup, dar n-am bani. Aoleu, și o să merg la City. Na, asta mă deprim un pic, mă întristează să aud aceste vești, dar ce să-i și faci, n-avem ce-i face, se va duce atunci la City, ok, bă, dar chiar mai l-am pus pe ăștia la loan, mă rog, avem aici ofertă în sfârșit pentru jucătorul ăsta, 2 milioane, cer pe el, nu cer mult, acolo zice că valorează 1.600.000, deci doar cu 400.000 cer mai mult peste piață. Văd că Realul îmi oferă aici o sumă mică totuși pentru Socratis, chiar dacă are 29 de ani, un apărător poate să joace până la 35 de ani, deci nu-i stres. Arsenal aici are pentru Bartra, băi, Wenger, mă, dar ce zgârcit ești, mă, Wenger, mă, ca și Wengerul din realitate, hai, 39, merită 39. Dacă nu, lasă-l acolo. Oleu, Dembele dorește să discute legătura cu contractul. Într-adevăr, una, două. Discutăm Dembele. Doamne, fer să-l supăr pomul ăsta și să plece la noi de la echipă. Deci, desigur, una, două, când am văzut acolo că vrea să negociem contractul. Gata, boss, sunt aici prezent la datorie pe sistem. Așa, Dembele, poftim. Aici vedem, ok, contract accepted, de la cine mai expiră contractele, la Pulisic, Plasla, Castro, mă rog, mulți dintre care vor fi vânduți. Bun, trecem mai departe, aștept aici să vină, 43 de milioane, stai un pic, deja Juventusul se apropie de suma cerută de mine. Hai să vedem 48, să vedem dacă oferă 48 Juventusul. 48 ar fi o sumă consistentă pentru Socratis, chiar dacă nu știu pe cine aș lua în locul său, dar totuși este o sumă care nu poți să închizi ochii când o vezi. E o sumă foarte bună, o sumă de calitate, așa, o sumă, bă, corectă.
Iarăși aici legat de niște juniori, vom da reject, reject, reject. Ia să vedem, you have to negotiate his contract, foarte bine. Aici voi mi-a oferit băieții de la Juventus o sumă foarte mare, îmi cer scuze Real Madrid, dar dacă nu băgați și voi bani, eu ce să vă fac? Ia să vedem aici prima ofertă pentru Burki la Zenit. Ioi! Ioi, săracul Burki, să ajungă la Zenit, frate, să ajungă la Zenit. Lucescu, il Luce. Știe el ce face il Luce. Bun, bravo Lucescule. Ia, mă, vrea să le ia pe Burki, vrea să întărească echipa, vrea să facă o adevărat campioană în Rusia. Middlesbrough, serios? Mamă, ce bani se învârt pe aici, mă. Ok, Middlesbrough, hai, și la voi, 30 de milioane, hai, țaca, țaca. Băi, ce jucător, ce transfer se întâmplă aici, bun, îl vindem pe ăla. La Juventus, 43 de milioane, mamă, dăm 45 și batem palma, ok, 45 și batem palma, nici nu mai are rost. Ia, Real Madridul direct s-a retras din această nebunie, s-a retras, Zenit 29. Mamă, Lucescule, țu cu stâlpile, gata, hai că-l vindem la Luce. Să-l trimit pe săracul om în Rusia. Băi, să-l trimit pe săracul om în Rusia, parcă-mi pare rău de el. Hai, 31 de milioane, hai, că îmi pare rău de Burki să-l trimit hăpt în Rusia. Mă, dacă mi oferă banii aia, eu zic dacă... Olanda! Stai un pic că mi-ar place la Olanda. Vedeți că aici am uitat să zic că mi-ar place la naționala Olandei. Spuneți-mi voi în comentariile de mai jos, vreți să merg la naționala Olandei? Sau așteptăm până vine de la naționala Germania? Ar putea să țină puțin timp până vine de la Germania. Dar oricum, ce contează meciul ăsta din internaționale, nu? Voi să-mi spuneți în comentariile de mai jos, vreți la naționala Olandei? Sau așteptăm până la naționala Germaniei? Spuneți-mi în comentariile de mai jos chiar acum. Bun, Middlesbrough, prea puțin. Gândiți-vă, măi, că mi-a oferit Zenit mai mult decât atât și eu nu vreau să-l dau acolo, că aș vrea să continue sărăcuțul de Burki într-un campionat mai serios. Ia să vedem, iarăși update-uri de astea. Ștefănescu, ăsta n-arată rău. Ăsta e un picuț cam slăbuț. Ăsta e slab. Așa, opa, transfer offer pentru Castro. Bun, în sfârșitul vine și pe Castro, poate. Văd că Wenger s-a reprofilat, acum dorește un mijlocaș, într-adevăr, Castro, ieftin, o să-i placă lui Wenger. Vine Juventus să negocieze pentru Socratis, 45 de milioane. Mare atenție, 45 de milioane pentru Socratis. Uai, și după aceea o să trească să încep din nou să caut un apărător pe lângă Koscielny. Aoleu, da bine, că găsim noi, nu mă stresez. Ia să vedem aici Bender, aoleu. Da, nu știu, hai că îl vindem pe Burki la Lucescu, îl vindem pe Burki la Il Luce, aia ne trebuie bănișorii. Bender, Bender, mă nene, mă, te vrea Klopp, mă. Vezi, te dorește Klopp, mă, la Liverpool. Deci înseamnă că știe Klopp ce știe el. Că și eu am zis că parcă nu ar veni să-l vând pe Bender, dar totuși Bartra parcă ar mișca mai bine. Ia, bine că am un Middlesbrough, bine că am o strește și Middlesbrough. După lupte seculare s-o decis și ei să dea mai mulți bani. Cred că ăsta e tot ce pot oferi ei, 26 de milioane, dar totuși Zenit mi-a oferit mai mult. Aici, desigur, trebuie să vindem jucătorii. Și Castro, se pare că Wenger acceptă și vine să negocieze cu Castro. Vom opri video-ul aici puțin mai repede decât de obicei, pentru că urmează să facem o grămadă de vânzări. Gândiți-vă, Burki, Castro, Socratis, toți ăștia se vor duce și desigur ne vor aduce o grămadă de bani, care înseamnă iarăși
o grămadă de transferuri foarte faine și desigur puteți să spuneți mai comentarii mai jos pe lângă la cine ați în la vreți să merem la Olanda sau mai degrabă stăm pe curul nostru și așteptăm oferta de la Germania și desigur ce păreri de apărător ați avea, desigur să vedem câți bani ne vin din urma tranzacțiilor și să vedem pe cine luăm în locul lui Socrates. Dar până atunci vă urez numai bine, nu uitați să dați click pe butonul de like, numai bine, bye bye!